Și un îndemn, un imbold mai mulți copchii și ați înțeles? Aplauze! Și un tort frumos, dați vă rog frumos, ajutați-mă. Așa, pentru masa de sărbătoare, un tort frumos special, așa, poftim să ne ajutați fetele să-l punem aici undeva, așa. Și un spumant. Chipurile pentru bărbați, dar tot femeile, eu știu. Aproape, aplauze! Aplauze pentru magiata noastră, are emoții frumoase, am și eu. Și vreau să te întreb, draga mea, dacă îți dai seama cine? Cine lipsește? Cine nu e acasă? Părinții. Păi iată, părinții s-au gândit să te surprindă frumos. Așa, un pic mai coace. Așa, vedem bine tot? Așa, mai avem un blogger aici. A cui? Da, e tău. Da, el se întrește cu mine. Dă-o leacă mai încet. E că am înțeles, ați văzut? Bravo! Uite, tante Maria are să spună ceva cuvinte și are nevoie de liniște. Așa? Zi, dacă mă urmărești, știi cu ce mă ocup pentru toți amageații. Eu scriu o poezie, felicitare. Și de ziua ta, special, răsună poezia ta. Din depărtare, de la părinții care lipsesc, care își cer iertare de la tine când n-au putut veni, dar ei te iubesc mult și se mândresc cu tine. Ești comoara lor, ești mândria lor, ești bucuria lor. Draga noastră fiică, astăzi împlinești 30. Părinții te felicită, îți dorim frumos să sărbătorești. Ne mândrim cu tine mereu și chiar dacă suntem departe, te vom susține la bine și la greu, așa cum doar mama și tata poate. Astăzi, de ziua ta, avem un dor și mai mare. Te felicităm din toată inima cu frumoasă sărbătoare. Probabil crezi că ești deja matură, dar pentru noi vei fi mereu fetița cea mică, toată viața noi te vom iubi. Îți dorim multă fericire, căldură, bunătate, din partea celor apropiați ție, o susținere adevărată. Dragoste sinceră, sănătate de fier, în inimă să ai bunătate, să poți înfrunta orice greu și să ai succes în toate. Să-ți se îndeplinească toate dorințele, iar norocul să te urmărească. Peste tot unde vei merge, Domnul mereu să te păsească. Suntem atât de fericiți că te avem, draga noastră fiică, iar astăzi te felicităm și îți dorim să fii fericită. În viață să-ți meargă totul bine și fie ca dorințele tale să se îndeplinească cu bine, iar Domnul de rău să te păzească. Bunăstarea și bogăția să se lipească de tine și niciodată să nu te doboare tristețea. Crede și speră la bine. Să fii iubită, să iubești. Important să ne fii sănătoasă. Fericită deja știm că ești lângă familia ta frumoasă. De la părinții Andrei și Raisa, din depărtare, care sunt cu noi așa și ei, online, live, eu vreau să vin lângă ei așa, să-i aud la glas, că de... Vă rog frumos, veniți dumneavoastră, așa? Domnul Andrei, eu cu dumneavoastră am vorbit, bună seara, e ca ne vedem și la față. Bună seara!
Ce vreți și mămica, așa, doamna Raisa, ce vreți să-i transmiteți fiicii dumneavoastră în această seară, așa personal? Eu am scris poezia, dar dumneavoastră vreau să vă aud. Și domnul Andrei. Domnul Andrei, două cuvinte, vreau să te aud, mie tare știți că domnul Andrei m-a scris, dumnealui organizat tot, ei împreună, dar dumnealui tare gine să pricepe, bravo! Aplauze, tăticu, ce vreți să-i transmiteți fiicei? Auzi pentru părinți! Știți, eu am intrat în casa la dumneavoastră, așa tot de frumos ați făcut, îmi dau seama cât ați muncit pentru asta. Doamne, aplauze pentru voi, vă rog încă o dată să vede cum mult ați strutit, dar aveți cu și vă mândri tare frumos la voi. Bravo, bravo și iar bravo! Acum vreau să vă cânt. Poftim? Mulțumim! Vreau să vă cânt prima melodie. Și asta e un pic de ascultare, o cântăm tot aici, după asta mergem acolo sau cum? Cum faci? Deodată acolo? Acolo! Ha! Ajutați-mă, vă rog! Așa? Prima melodie, Fata Tati, Fata Mami. O melodie de dedicație frumoasă pentru fetița noastră. Poți să vii să dăm? Da.